Mă văd? Chiar te vezi fain. Salut, eu sunt Alex. Bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Am și cameraman. După 5 ani am decis să postăm un vlog pe acest canal. Sunt aici alături de frumoasa mea iubită. Am venit un pic în pădure. Azi trebuia să fim la muncă, dar se pare că ne-au lăsat acasă. Am încercat să filmăm video ăsta acum o săptămână, când eram în concediu. Am avut script făcut frumos. Dar se pare că Denisa a șters filmarea înainte să o pun pe laptop. Da, filmăm astăzi. Zi că mai bătută-i. Și nu știu unde să mergem. Este jos, este un lac. Mai este locul ăsta de aici. Unde cameramanul meu zice că arată bine. Sincer, nu știu ce vrem să facem, dar am avut un script pe calculator, dar cineva a șters filmarea și acum nu mai știu ce cineva să spun. Cineva a șters filmarea. Am vrea să vorbim aici despre cum a fost experiența noastră de muncă în România față de cum e cea din Germania. Și nu neapărat din Germania, cam orice cuplu poate să-și dea părere despre cum e munca în România, cum e munca în afară. Având în vedere că apar foarte multe știri în care se spun că tinerii nu vor să muncească în România. Tinerii momentului care trebuie să-și caute un serviciu reprezintă o provocare pentru angajatori. Nu știu dacă a să uite cineva, dar noi îl facem să fie făcut, îl facem pentru noi. Că e o experiență foarte interesantă aici, deja avem un an, un an și 3 luni de când stăm aici. Ne-am mai postat pe YouTube, că în ultimii 3 ani am fost ocupat cu școala și cu pagina și cu Denisa. Cred că trebuie să începem cu începutul. Noi ne-am cunoscut când eram în clasa 11-a, am terminat clasa 12-a în același timp, chiar dacă Denisa e mai mică cu un an decât mine. Eu am fost dată la școală la 5 ani și 10 luni, că am zis că am locuit în Italia în perioada aia și mi s-a spus că sunt destul de mare ca să încep deja clasa 1-a și cum am venit în România n-am mai repetat clasa 4-a din cauza că am trecut cu brio și am tot continuat așa și am ajuns să termin clasa 12 la 17 ani jumate aproape. Noi am terminat liceul în același timp, iar apoi am decis să ne mutăm la Suceava. A fost orașul cam din mijloc pentru amândoi, cel mai ok. Dar problema era că noi n-aveam loc de muncă, știam doar că o să ne ocupăm pe o parte și de pagina de resell, care vedeți aici pe ecran. Și în același timp căutam un loc de muncă stabil pentru a avea banii necesari de zi cu zi, cum ar fi chirii și ce mai fi. Ne-am mutat, am găsit o chirie șmecheră, în prima lună ne-au ajutat părinții foarte mult, am stat acolo. Și între timp căutam locuri de muncă și primul loc de muncă unde am fost era un afiș foarte mare de la pizzeria Luca. Mi scria 4.000 lei brut. Nu salariul era important, era important că era aproape de casă. Da. Și a fost a doua zi alături de Denisa. Și acolo am dat de o doamnă. Andreea. Da, doamna Andreea, care mi-a spus foarte clar, Alexandru, noi avem nevoie de ajutor de pizzer, mai exact. Mi-a spus, doamnă, sigur, da, eu sunt ajutor, deci eu nu fac pizza. Da, Alexandru, tu ești ajutor. Fiind primul meu loc de muncă, cu acte, că în general am lucrat în construcții o perioadă după școală, part-time, dar între timp mă ocupam și de pagină. Am ajuns acolo, ne-au arătat contractul, scria ajutor de bucătare, i-am spus, doamnă, eu sigur nu fac pizza, eu sunt ajutor, da, tu toci legume, tu faci aia, speli vasă, ok. Denisa a urmat să angajeze peste o săptămână sau două. Da. Cam așa. Ca ospătar, casier. A doua zi am început de la ora 7 sau 6. M-am dus la treabă, când am intrat la loc acolo, erau niște doamne mai în vârstă, foarte de treabă, care mi-a spus, a, ce faci, băiatul nou? Zic, da, sunt ajutorul de pizier. Se zice, păi cum, că tu ești pizierul? Zic, păi cum, că eu am semnat că sunt ajutor. Zic, dar noi nu avem ajutor aici, avem numai pizier. Cam auzit de tine. Da, eu sunt ajutor, dar nu fac nimic ca pizier, eu sunt ajutor. A venit o fată, a stat cu mine până la 8 ore, a stat, programele, da, până la 4. Programul era de 16 ore, pe zi, 2 cu 2, și eu i-am spus ei că am semnat că sunt ajutor. Și mi-a spus că așa mai face, cum dracu, Andreea. Așa mai face Andreea, că, na, ca să angajeze. Mi-a spus că nu, eu n-a să lucrez aici ca pizier, că am semnat că sunt ajutor, pizierul are salariu mai mare, eu luam 2000 de lei, cu bonuri de masă, cu, na, un salariu de nimic, pe care oricum îl făceam din pagină separat. Cam 1000 de lei, 1500 de profit scoteam lunar. După îmi spune că vezi ca să vin un manager, tu ai aici toate rețetele. Da, toate rețetele de pizza, să le înveți până la ora X, că vine nu știu care patron să te întrebi. Poți să mă întrebi că eu oricum plec. O venit și îmi zice, cum să faci pizza aia ducească? I-am spus că aveți aici, poftim. Eu am venit ca ajutor. A, că ce ajutor, că tu ești pizzer? Nu, că na, cum doriți, eu de mâine nu mai vin. Am stat, am făcut pizza, a doua zi am ajuns acasă, am vorbit cu Denisa. După ne-am dus, am luat punga cu haine care
haine. Eu am primit un short, un tricou, le-am dus, le-am pus pe masă și am spus că nu e normal așa ceva, că eu am semnat că-s ajutor, nu că-s pițier, și am spus că nu e adevărat, că eu am semnat că-s pițier. Mi-a zis că-s nebun. I-am spus că doamna a fost denisa de față, mi-a spus că-s ajutor, v-am întrebat de 1000 de ori. A spus că a, nu există așa ceva, tâmpenii. Na, și până la urmă mi-a spus, doamne, nu știu ce se întâmplă, eu nu mai vin la muncă, asta a fost. Eu nu pot să lucrez dacă tu din prima zi mă minți, îmi spui că-s ajutor. Și problema era că nu... Vezi, doamne, eu ajutam pe fata aia. Mi-a spus că prima săptămână sau primele zile, după aia eu o să rămân singur. Că nu e normal așa ceva, că n-am experiență și nici nu vreau să fiu pițier. Am vrut să fiu, bă, ajutor, să văd dacă îmi place și să fac ceva mai simplu la început. Nu din prima. Da, după am plecat de acolo, Denis a încercat să angajez la McDonald's. Ați vă povestească ea mai mult. Deci, între timp ce Alexandru a avut aventura cu Pizza Luca, am avut aventura mea cu McDonald's-ul, ca să zic așa. Am fost umblat să-mi fac toate dosarele necesare, foile pentru angajarea la Mac. Chiar m-am fost dus și la Bacău să-mi fac card, din cauza că eram minoră, încă aveam 17 ani. Eu aveam 18. Eu a fost cam singurul loc în care m-ar fi angajat, având vârsta de 17 ani. Urma să fac 18 peste 2 luni, dar altă poveste. Și mi s-a zis că da, la început o să mă angajeze pentru 6 ore, dacă nu mă înșel. Iar după ce o să fac 18 ani, o să mă angajeze la 8, adică o să-mi schimbe foile una alta și o să mă anunțe. Și am fost cu sora lui Alexandru, m-a ajutat prin Suceava, m-a dus să-mi fac analizele, să-mi iau toate foile. Mi le-am dus, mi-am lăsat dosarul, mi-au lăsat un număr de telefon, în același timp le-am lăsat și eu numărul meu de telefon. Mi s-a zis că o să mă anunțe în câteva zile, că îi căutau de oameni pentru muncă. Am așteptat 2, 3, 4, 5, 6, o săptămână de zile am așteptat să mă suni, nu m-a sunat nimeni. Am fost eu acolo personal și mi s-a zis că nu m-au putut anunța din cauza că a avut un deces în familie, doamna care se ocupa cu angajările, și mi s-a zis că da, o să mă anunțe, mă sune în 2-3 zile. A trecut iarăși o săptămână și i-am fost sunat eu și mi s-a zis că da, că o să se rezolve și nu s-a rezolvat. Deci practic nici nu a anunțat, o vezi că nu se mai poate. Bine, nu s-a întâmplat nimic, dar cumva au pierdut timpul, că mai erau locuri. Două săptămâni puteam să găsesc în altă parte, care poate mă angajau la 4, la 6 ore, dar măcar aveam un loc de muncă. Și când m-am dus să-mi iau dosarul, din cauza că i-am anunțat că nu mai vreau să mai aștept după dâns și să mă angajez, mi s-a zis fix atunci că uite că s-a rezolvat, uite a venit doamna înapoi, că poți să te angajezi. Și am zis că nu mai stau, că nu-mi place să mă rog de cineva să mă angajeze când... Ea putea să găsească în altă parte, putea să o suni, bă, vezi că nu acum, n-ați două, trei săptămâni, a durat ceva. Între timp ce ea aștepta răspuns de acolo, eu tot căutam locuri de muncă și am găsit un service auto, care un service GSM, unde scria mare, angajăm tehnician, nu știu care. Am sunat, pac, domnule, da, lasă-mi un CV, i-am lăsat CV-ul. Nu m-a mai sunat, că eu am făcut CV-ul ăla în grabă, arăta groaznic. Am văzut dacă ți-ai minte, tu ți-ai pus și la Glovo. Da, și la Glovo am încercat să mă angajez atunci. Deci ca să vă dați seama, dacă sunteți în situația în care vreți să vă mutați, că noi cumva, când am terminat liceu, am și plecat, n-am stat acasă, nu știu dacă am stat o lună. Am stat când... Cred că am stat o lună acasă, maxim, până să plecăm, dar fix după ne-am și mutat. Prima oară să aveți un loc de muncă, să merită să vă mutați în alt oraș pentru locul ăla de muncă. Să nu faceți cum am făcut noi, că e cea mai mare prostie. Am învățat multe din treaba asta, dar pe de o parte ne-o și demoralizat foarte tare, ne-a făcut să venim aici, în Germania. Noi n-aveam un plan să venim, că voiam foarte mult să stăm acasă, ne ocupăm de pagină, eu voiam să mă angajez la un second de haine, dar între timp m-a sunat domnul de la service. Și mi-a spus să merg la el la un interviu, am stat cu el acolo, mi-a spus, uite Alex, eu mai am un service aici, în Burdujeni, și l-am pe ăsta aproape de tine, unde Georgenescu, te angajezi tu. Mi-a spus că da, bine, m-a întrebat, știi să faci aia, schimbări, placă, baterii, camere, display-uri. I-am spus tot ce știu să fac, i-am spus ce nu știu, i-am spus și aia. A spus că da, super, îmi place, ești un băiat tânăr, ești aproape. I-am spus super, când începem? Și mi-a spus bine Alex, pe două săptămâni o să lucrez, o să faci practică și o să mă ajut să renovăm aici, să aducem mobila.
Între timp, Denis a tot s-a ocupat cu McDonald's. Eram cu Mac-ul atunci, visul în perioada aia. Și eu am început, am zis, bine, domnule, două săptămâni, după două săptămâni, dacă îmi faceți contract, dacă sunteți mulțumit de mine, și trecem la treabă. Am început, în fiecare zi mergeam la el, la service. Stăteam câteva ori bune, ca să învăț practică la el. Problema era că mare practică nu aveam ce să învăț, că acolo mulți veneau oameni în vârstă și asta a fost un lucru foarte urât care nu mi-a plăcut. El lua câte 10 lei pe instalare de aplicații. Dacă vrei Messenger, Facebook, YouTube, 30 lei. WhatsApp cu astea, pe unul, 50 lei. Și bă, veneau oameni bătrâni săraci, aveau și luau telefonul ratii și îi pasau și lui ăla ca să instaleze niște aplicații, dar mai era un băiat acolo, un pic mai, cred că de vârstă cu mine, care lucra și avea 5 luni deja și am zis, bă, înseamnă că e bine dacă stai de 5 luni, a zis că, na, merge. Eu făceam practic acolo, între timp el mai venea, se uita la noi, nu știu ce, și după ce terminam practica, el mă suna, Alex, hai să mutăm mobila, pac, mă suneam trotinetă sau mă băgam în autobuz, mă duceam la el acolo și începeam, pac, pune mobil, sculărai, kit la gresii, i-am venit și scaun în piele, am stat, i-am șters pe sus, m-am urcat cu scara, cu... Era foarte mulțumit, el venea, mai bea o bere, fuma o țigară, stătea cu mine pe acolo. După care iar plecam la serviciul ăla și am făcut așa două săptămâni. Până am văzut că el tot zicea că da, că-s mulțumit, da, super, super, dar nu zicea nimica de contract. Și eu am ajuns într-o zi, am fost la Bacău, la Denisa și am dat mesaj. Editam aici la video și am zis că mai bine vă prezint ce am vorbit cu nenea asta. Având în vedere că am uitat spre cine în vlog, că ăsta era maică-mea, ce a spus mama ta. Mă bucur că te-am făcut fericit și pe mama ta scumpă, abia aștept să vă cunosc, dar el n-a văzut-o, deci nici n-aveam pe Facebook poză, absolut nimic. Așa, deci ziceam și eu un vlog cu mare drag, stăm câteva ore, apoi mergem la punctul 2, desfacem echipamentele, eram bun, de soara hor. Și aici, Dan, când ți-am luat eu ție trotineta, deci am fost la muncă, i-am luat lui Denis o trotinetă și citeam carte de la trotinetă, că n-aveam nimic de făcut. Și ăsta a venit, mi-a luat cartea, de fapt nu mi-a luat-o din mână, mă întreba ce citești acolo. Zic că mi-a luat-o trotinetă, citeam cartea, că n-aveam ce face. Păi tu de asta vii la mine? Să stai degeaba? Să citești cărți? Ești învață aici, dar nu avea nimic de făcut. Și după cred că s-a gândit el să-și ceară scuză că... Ai nimerit într-un proiect genial, de tare și ambițios, crede-mă, datorită mamei tale... Poate într-o zi voi avea ocazia să o întâlnesc pe mama ta și să o sărut pe obraz din respect. Așa, aici GM mi-a zis de faza cu trotineta. Chiar dacă îți mai faci obseaz, nu pui la suflet, îți vreau doar binele. Vrăjel. Și asta vreau să vi-l arăt, că despre asta era vorba în video. Bună ziua, ce faceți? Salut, la muncă tu ce faci? La muncă ne pregătiți, mergem la tren. Și aici am zis, super, o întrebare aș avea și eu. Aveți idee cam când am semnat o foaie pentru angajare, analiză și restul, că sau că am făcut două săptămâni, că deja trecuse două săptămâni, plus restul detalii. I-am scris la A4, mă sună la 7, că se dau post cu buletinul. Păi, mai are rost, nu știu ce, da. Vedeți și voi. Păcat că n-am înregistrarea, dacă avem înregistrarea, avea mai mult sens, da. I-am spus foarte frumos, na, ce faceți, na, cum facem cu actele, ca să știu dacă aveți nevoie de fișă medicală, de ce aveți dumneavoastră nevoie. Cred că te-a scăzut sara. Eram la Bacău, i-am dat mesajul ăsta pe care vi l-am arătat, după mă sună. Îmi pare foarte rău că n-am înregistrat, mă sună de înseara lângă mine. Bă, ce cu tine, nesimțitule, că eu te sunt, te ajut, faci practică. Și dai tu mie socoteală, asta sigur o zic, îmi dai tu mie socoteală cu actele, n-ai încredere în mine, ce cu foaie faci, nu știu cum, că nu mai am nevoie de tine. Eu am închis telefonul, când, bă, da, ce să mai vorbesc eu? Dacă eu i-am când m-a sunat, i-am zis, bună ziua, deja a început, tra-la-la-la-la-la-la. Deci, nici înțeleg, bă, dacă îi dădeam mesaj și îmi întrebam, domnule, când îmi dai banii? Sau, domnule, banii mei, că e munca mea. Da, nu, eu l-am întrebat pur și simplu când începem, că eu i-am spus că îmi asum două săptămâni să nu fiu plătit, deși el cea că o să mă plătească, doar ca să-i demonstrez lui că bă, chiar vreau să lucrez acolo. Da, după s-a terminat și faza cu ăsta, deja am zis, bă, la Luca m-am mințit, la ăsta îi cer socoteală. I-am făcut tot ce-a vrut el două săptămâni, exact cum a dorit, tot nu a fost bun. După ce eu am plecat de la serviciul GSM,
M-a sunat băiatul care lucra acolo, care mi-a spus că și-a deschis serviciul lui. Și am spus, păi cum, tu nu mai lucrezi acolo, că lucrai 5-6 luni. O spus că o lună după ce am plecat eu, el a reparat două telefoane și a stricat un display de 300 de lei. Și ăsta i-a oprit 600 în loc, 300 și a plecat. După a plecat și ăsta și am zis, bă, vezi, Dumnezeu vede, deci... Și-a rămas singur, când treceam pe acolo, mă uitam, lucra el, marele șef, lucra la service. Și am zis, bă, vezi cum se întâmplă, că ăla chiar era un om bun. Yeah. Și, na, Dumnezeu lui rezolvă. Am zis, bă, ce facem? Și am primit de la cumnatul meu un screenshot cu o pizzerie, iar o pizzerie angaja ajutor de pizzer, ospătar, livrări. Da. Și eu am sunat acolo, bună ziua. M-a întrebat ăla dacă am experiență, i-am zis că am lucrat o zi că nu se pune, și o zi că ai la un interviu. M-am dus la interviu, mi-a spus, na, ăsta e salariul, na, o să fie ajutor de pizzer la început, după, dacă vrei, o să-i faci pizzer, salariul e mai mare. Da, sună bine. Eu i-am spus, condiția mea e să am trotineta și mă pot pune înăuntru și nu o lăs afară, el o să o lăs afară, i-am spus că nu pot cu plouă. O să na, rezolvăm, asta era cea mai mică problemă, veneam și pe jos. Dar atât am avut și o condiție să pot să-mi bag trotineta înăuntru. După care am lucrat prima zi acolo, oameni super de treabă, aici mă refer la colegi. N-am avut treabă cu nimeni, mi-au arătat, au fost și ei foarte mulțumiți de mine. Tot 16 ore azi, 16 ore mâine, 2 zile libere. Asta înseamnă că n-ai legal vreo zi liberă. Pentru că lucrând 16 azi, 16 mâine, 2 libere înseamnă 8 cu 8. Deci 8 ore pe zi. N-am mai zis nimic. Salariul era cam ca la Luca, doar că creștea în fiecare lună de 200 de lei, timp de un an sau ceva de genul. Și după au venit șefii la mine, în seara aia, îmi spune cum e, i-am spus că e bine, îmi place și au spus că tu ai de gând să pleci prin afară sau ceva. Mi-am spus că nu, chiar n-aveam de gând să plec. Deci noi n-am avut... Nu ne-am gândit măcar. M-a întrebat treaba asta, i-am spus că na, eu aș sta, dar să văd unde se angajează iubita mea, că aș vrea să lucrăm amândoi în același loc. Am spus câți ani are? 17. A, bun, adu aici, o facem o spătar. Cum se poate? Da, sigur, hai. Aceeași poveste, am vorbit la o masă, mi s-a zis că dacă doresc să lucrez aici sau la celălalt restaurant, că ei mai au încă două restaurante pe lângă. În cealaltă parte mi s-a zis că pot să lucrez ca bucătar, adică la început o să fiu ajutor de bucătar, iar încet o să fiu bucătar, cum mi s-a spus la Alexandru, de ajutor și pizzer. Nu, am zis că eu doresc să lucrez aici cu el, că am preferat să lucrăm în același loc, dacă e posibil, mai ales pe aceeași tură. Să ne intercalăm cu liberele, să nu fie unul acasă, celălalt la muncă. Că eram proaspeți împreună și preferam să petrecem mai mult. Cât timp aveam? Un an. Un an și ceva. Un an și un pic, da. Un an jumate aveam. Și mi s-a zis că dacă lucrez aici ca ajutor, mai erau încă doi ospătari pe tură. Eu eram un fel de ajutor de ospătar până vedeam cum era cu mersul și cu astea. Și am spus că da, îmi convine. Am fost întrebat dacă dosarul pe care l-aveam și pe care l-am fost dus la MEC este bun și în ziua de azi ca să îi le ofer din cauza că aveam analizele pe care le făcuse. Și am spus că da, dacă nu au trecut o lună de zile de când erau făcute, sunt bune. Și așa n-am mai umblat să fac alte foi. Ăsta a fost un bonus, un plus. Bonus. N-am mai umblat încă o dată după foi. Da, deci la început totul roz, frumos. Nu ți se spune, asta e partea bună, asta e partea rău. După o trecut o săptămână, mi-aduce contractul să-l semnez, mă uit pe contract 6 ore. Bă, ești nebun. Bă, nici măcar 8 ore, erau 6 ore trecute. Măcar nu erau 4. Da, și le întrebi băieți acolo, ce, cum adică, lucrez, ați uitat să puneți un 1 aici, că lucrez pe 16. Și v-a spus, nu, contractul n-a, trebuie pe 8 ore, dar l-am pus pe 6, că plătim mai puțin la, asta mi-a spus colegii, nu șefii, dar au spus că ei plătesc mai puțin la stat dacă trec la 6 ore. Și am spus că da, deci restul de bani s-a dus la negru. Și am zis, da, dacă e sigur că iau bani, nu, da, să semnez, de ce nu? Am semnat, o luat contractul, după și Denisa, la fel, ea avea de 8 ore, deci la ei au fost corect. Au primit contractul după mine. Și de acolo a început toată distracția. Prima săptămână, all good, a doua săptămână, deja începe să scârțe, pentru că pe o tură erau niște bucătărese. Nu știu, nota 1000, deci erau niște femei foarte de treabă și colegii la fel, la pizza la astea. Pe tura aia, la altă șefa bucătăreasă era rudă cu unul dintre șefi. Era nașa lui, n-am înțeles, că nu m-a interesat. Și fix ce făceam pe tura aia, la altă, dacă făceam pe tura ei, nu era bun. La modul că odată dădeam cu mătura,
frumos pe acolo, când aveam ce face, m-am dus să dau și în față la ea. Deci ea stătea aici unii de Nisa și aici era toată bucătăria, stătea pe telefon. Păi și avea o mizerie pe jos, numai paste, numai... Și am dat să dau și la ea, că am dat la toată lumea. Ce te freacă pe tine grijă aici? Ce? Ia du-te de aici. Da, doamne, că am... Cum mă, uite mizerie? Da, olea, că ești pe telefon. A, dat dintre crațele mele. Bun, nu îți mai dau cu mătura. Noi am comentat, am zis, na, închid și aia e. După aia, într-o zi, mi s-a spus de pe tura cealaltă că Alex, uite, iei cântarul de aici și îl muți în partea asta la altă, 10 cm ca să nu te întorci cu cuțetul când tai palinile pentru pâine. Și eu de care dată îl mutam, ca așa făcea toată lumea, toți băieții tot la fel făceau. Și asta într-o zi când m-a văzut, am mai făcut asta, dar nu știu, în ziua aia, la început era aia mai nervoasă. A început să țepe. Tu să nu pui mâna, că ăsta e cântarul meu. Cum pui tu mâna? Ce-l întorci? Și spun, doamnă, stați, dacă mi-e așa, mi s-o arăta, mi s-o explica. Vezi, mă întorc cuțetul pe aici, să vă ating. Tot se par la mine, că vezi, doamnă, că n-am eu loc să fac pastele de tine, dar doar cum ești comportat așa. Dacă făcea altcineva treaba aia, n-avea nicio treabă. Pe schimbul ăla, la altul, erau doamnele de treabă, mereu mi s-a arătat. Uite, Alex, nu fă așa că nu-i bun. Ia și puniți asta, pa, pune asta. De fiecare dată era totul perfect. Dacă dădeam cu mătura, foarte mulțumesc. Dar nu aveam nevoie de mulțumesc, aveam nevoie bă, să nu mi se zic nimic. Dacă eu îmi fac treaba și spăl vasele, care nu-i treaba mea, era la modul ăla, bă, numai cu mine avea ceva, cât ceva. În alte zi, tot așa, a pus un coleg de pe schimbul ăla, l-a lăsat o caserolă cu ton, pentru ceva bruschetă. Când vine eu a doua zi, tu ai lăsat. Zic, doamnă, nici n-am lucrat ieri, cum îmi s-o lăs eu? Nu, că tu numai tu faci, las că fac poze, trimit, cum îl cheamă. Eu, da, fă-i poză, trimit. După aia tot așa, într-o zi mi-a căzut fisa, n-am mai putut. Am făcut aluat, vă pun poza aici pe ecran și atât. Deci, ce vedeți aici bucățica asta, asta era făină. Vai, am început să țepe. Că uite cum faci, că dai toată făina pe jos. Fac poze, trimit, șef. Am făcut eu poza, las că-i trimit eu dacă ți-i pare o tonă de făină. Și ce vedeți restul pe lângă, sunt pastele ei, că eu nu lucram cu pastele. Ziua aia i-am și spus, doamnă, nu mai pot, deci cum adică, ăsta face așa, când pun eu mâna, nu-i bun, sunteți rasist, eu nici nu-s din oraș de aici, numai cu mine vă comportați așa. I-am spus că eu o să plec, nu mai pot, nu mai suport, tot mă, cam mă freci, mă... E de acolo a spus că bine, gata, nu-ți mai zic nimic, că văd că n-am cu cine vorbi. Am spus, ho-ho, sărut mâna, îl cheamă pe șeful bucătar, eu nu mai vorbesc cu băiatul ăsta, îi spune Mișu Dici. Păi, uite că îi spun ceva și el gata, s-a ridic cură în sus. Și îi spun, doamnă, de tot în continuu mă frești la cap, nu-ți zic nici că îți dau cu mătura. Pe schimbul ăla nici n-are nicio bucătărie să treabă cu mine. Și plus că pe schimbul ei, alealte două bucătărie, n-aveau absolut nimic cu mine. Deci erau și alea nota 1000. Vineau, ne întrebau, vorbeau, ne ajutau, fă mâncare, alea. Nota 1000. Asta, în schimb, nu știu ce dracu a avut. Mă vedea pe mine, nu-i plăcea. Am spus, doamnă, m-ați văzut mai negru, alea, că vă luați de mine, așa. Eu am spus lui șeful bucătar că nu mai vorbești cu mine, el mi-a spus că lasă-o în pace, nu mai băga în seamă. Dar după aia, nu știu ce s-a întâmplat, cred că asta au vorbit cu unul dintre șef, că erau doi, unul mai în vârstă care era foarte de treabă, om din nota 10, la modul că nu ți freca la cap, îl vedeai că treci pe acolo, nu ți era frică de el. E, ăsta la când vedea, nu mă țipăia, îl răcnea prin bucătărie, n-am filmare, vă pun, că vă puneam. Se certa cu bucătăria asta care a lucrat de 8 ani acolo sau de 7 ani. Și într-o zi vine șeful ăla de treabă la mine, spune, Alex, vezi că avem niște carne aici, să vii să o fieliez, că e ceva mai special. Spun, domnule, cum să o fieliez, că eu n-am ce carne asta. Era panceta, cred că era guanciale, un prosciutto crudo, mai, care nu era așa de maturat. Și cred că mortadela sau ceva ce noi n-am avut în... Aveam un meniu, dar erau alte mărci. Eu am spus, bă, nu, dacă nu știu cum să le feliez. Eu am spus, le feliez cum știu. Eu le-am feliat cât de subțire am putut. Că am zis, băi, carne crudă. Eu țăran, ce să știu? Eu am feliat cât de subțire am putut. Le-am făcut un platou acolo frumos. Vine șeful de treabă, ia platou, îl duce la ăla, la când vede, mamă. O venit, m-a luat de la aparat, m-a tras. N-au cum. M-a tras de tricou, m-a dat de acolo, în bucătărie. Păi tu nu ești bun din nimic, mă. Păi tu nu știi, uite, mi-ai stricat carne. Ce cu tine? Bă, și trăgea și ghișau scuipatul din gură în față. Eu am rămas, dacă mă... Auzam parcă un țuit așa în urechi. Și nu, mă uitam în gol, așa. El tot trăgea de mine și... Atunci au fost momentul când am zis, bă, n-am ce face aici.
Și asta e doar punctul culminant care eu am zis că plec. Nu, i-am spus nimic, i-am zis că na, îmi cer scuze. A doua zi oricum îi spuneam că plec. Asta e una dintre fazele care le-a făcut șeful ăla. După care eu am observat din primele săptămâni că toți îmi ziceau, bă, să nu stai pe telefon. Nu ziceau mie, dar tot auzeam că dă amendă, dă amendă, dă amendă. Ce dracu, cum azi dă amendă? 16 ori? Cum, să nu mă uit telefon? Să nu te vadă cu el în mână niciodată. Bă, pentru ce? Păi îți oprești 50 lei din salariu. Salariul fiind cât? Până în 200 de lei pe zi. Cred că mai puțin. Cred că 200 de lei pe zi, dacă era salariu, îți oprea 50 lei dacă te vedea că stai pe telefon. Și era un pizier, nota 10, băiat foarte de treabă, lucra de 5 ani acolo, nici am înțeles, sau 4 ani. Și într-o zi eu făceam pizza, el mi-a spus că mă stau leac în spate, mai era un coleg, stătea și el în spate pe telefon acolo, nu era nimeni înăuntru, deci eu aveam o pizza de făcut, să fie făcut, atât. Mamă, și vine asta din spate, l-a văzut. A, când a început să țete, bă, păi asta faci tu, uite, că lucrez aici, ia, 50 lei ți-am oprit, amendă, amendă, fac. M-a văzut pe mine, n-aveți să plâng, eu eram cu pizza în mână. Dar eu când am văzut, bă, cum mă, dracu, eu mi-a oprit tu bani din salariul meu când, nu știu, ilegal, așa ceva, pe lângă contractul de 6 ore. Băi, mai și oprești bani, știi? Dacă n-ai tricoul de la ei, tot la fel. Na, asta o înțeleg, aia, ca să aibă prestanța lor, dar... În 16 ore să n-ai tu voie să, bă, mă, să te uiți pe telefon, deci... Da, deci faza asta cu amenzile iar mi-a părut foarte dubioasă. Eu n-am luat amendă nici de Nisa. Este o gâză aici, tot se freacă pe la cameră. După faza asta, lui Denisa i-a schimbat tura între timp. Ea lucra în fiecare zi 8 ore, duminica liber. Duminica și luni aveam liber. Așa. Deci deja nu mai era cum am vorbit la început ca să fim amândoi pe aceeași tură, dar... Și eu fost o mare porcărie, că începeam de la 9, dacă nu mă înșel, până la 1. Nu știu, lucram 4 ore, nu știu cât vine da. Acum. 4 ore la cât se termina și pe aia la 5, parcă mă întorceam până la 9. Da, deci pleca acasă, după aia venea adică... înapoi, era o coială din n-am văzut, deci n-avea nicio treabă cu ce am discutat noi, știi? Dar n-am mai zis nimic, că am zis, bă, da, eu am acceptat-o pe Denisa, na, am zis, hai să, la modul că a acceptat-o că avea 17 ani și a zis, hai, na, să lucrați amândoi. Între timp a mai fost o fază tot așa cu tricourile, eu am primit tricou după ceva timp și Denisa tot nu primea tricou și l-am întrebat pe ăsta. Era culmea să-mi fi dat și mie, pentru fiecare zi când am avut tricou. Da, deci amendă nu i-a dat că nu avea tricou, că pentru nu, că ne-a nu dat. Mi-a dat. Da, i-am spus că, na, mă scuzați, când primești Denisa tricou? Bă, dar ce e? Nu poți veni să vorbească cu mine? Bă, mă, e rușinoasă, că îți era frică de el. Bă, țăpa omul ăla, îl vedeai, venea pe lângă tine, prindea ceva, mânca, bă, o arunca pe acolo, ia și mănâncă tu. Era, nu știu, om așa de căcat n-am văzut în viața mea. Și l-a întrebat frumos, domnule, când primești Denisa? Dar ce, nu poți veni să mă întrebi? I-a spus, bă, e rușinoasă, nu o veni. Așa, vine ea să mă întrebi. Mă, s-a dus Denisa, în timpul în care trecea Denisa, eu i-am spus, mărimea mă. Și el spune, bă, da, ce, nu poți vorbească ea pentru ea, ce vorbești tu? Doamne, dar ți-am zis că e rușinoasă. Și ea mai spus o dată la urechi, că mă, să iei măsura mă, nu să. Și asta când o auză. Bă, dar lasă-o să vorbească, bă, ce fă? Nu știu, oricum pare că e drogat în ultima oară, dar, bă, dă-o dracu, ești la muncă, mare șef care ești tu, pe scobar. Și eu da, tricou, ce tricou ți-o dat? Să. Deci degeaba am vorbit, om de așa. Degeaba și am vorbit. Văzut și eu după că vreau mărimea mă, adică... Da, eu spus și ea că vrea mărimea mă, că săracă au înțeles că vrea mărimea mă. Tot, eu dat un tricou, era plin de scame. După o dat comandă, eu adus tricouri noi, dar între timp o lucra cu tricoul ăla, care stătea săracă, zici că era robot. O lucra cu ăla ca nu cumva și ei amendă. Da, după faza asta s-a întâmplat treaba de, v-am spus-o, cu tricoul, de motraz de tricou și așa. Și nu la modul cu... Tu nu erai atunci. Nu au venit să facă. Băi, Alex, băi, ce fă? Bă, nu ești bun de nimic, bă, ce stai, eu te plătesc degeaba, ce? Și era și bucătărea asta să freca în palme, iau, draci, ce-ți fac eu ție. Cea unii mai trebuia să facă da. Așa, Alex. Dar eu v-am spus, apar că auzam un țuit în urechi și am zis, bă, n-ai. Eu nu stau aici, stau cu frică dacă ăsta după 4 ani îi dă amendă că stă pe telefon, când era gol restaurant, era gol, gol. Sora mea lucra la restaurantul ăla de mai mult timp decât mine. Și când noi ne-am dat demisia, aici o să vă spun Denisa că s-a scăpat. Eu i-am vrut să-i spun lui, bă, plec, că nu-i normal să-mi dai tu mie amendă, că stau pe telefon, deși n-am luat amendă.
dar nu-mi place treaba asta, că nu mi-ai spus-o când m-am angajat, că puteai să-mi spui, ia scrie în contract. Stipulăm aici. Domnul, dacă stai pe telefon, amendă, n-ai voie cu telefonul la noi. Dar nu scria nicăieri. De amendă, de ore, că n-ai zi liberă. Deci cum adică 16 cu 16 înseamnă că eu n-am sâmbătă și duminică liberă legal. Deși am două zile libere, eu am muncit ieri pentru zilele alea libere, câte 8 ore. Dar astea nu scriau un contract. Bine, că așa sunt multe restaurante. Bine, așa cred că e pistătă în Horeca, dar nu știu dacă pistătă îți dă amendă că stai pe telefon. Sau ai contract la 6 ore. Sau ai contract la 6 ore. Pentru că treaba asta, contractul la 6 ore te freacă după... A, acum vorbim de parte, dacă ești la pensie, dacă lucrezi acolo câți ani? Nu știu, m-a calculat cineva, nu, dacă lucrezi 5 ani, ai pierdut deja un an, dacă ai fi lucrat la 8 ore. Tu lucrând la 6, deja ai un an pe minus, da? Nu știu exact cum se calculează, dar înțelegeți voi ce spun. Acum, într-o zi, Denisa lucra la, dădea cu mătura pe afară, că iar nu e la o clienți. Trebuia să am treabă, că trebuia dacă să nu, aibă treabă, da? Poate și... l-am și o amendă că stau de pomană. Vă văd bine? Da. Așa, Denisa dădea cu mătura afară, a venit șeful ăsta, nu știu, ăla la altă avea treabă, ăsta tătă ziua aia, când vinea un șef, da, aia, tăți ospătari, ce au, 6-6, vine 6-6, 6-6. Se puneau tăți pe poziție. Da, tăți erau la, era un colectiv fain, nu? Păi dacă ați văzut careva video-ul ăsta, n-am ce comenta de colegi, au fost super de treabă. E. Am avut treabă e, cu unul. Eu, normal, trebuia să mă duc să servesc cu apă și eu când puneam apa din sticlă în pahar, eu mai ridicam paharul și nu mi s-o zis și nici n-am sus, nici nu mi-a fost trecut prin cap cu asta și după ce am servit omul cu paharul cu apă, m-am fost dus înăuntru, în restaurant și m-a fost chemat un ospătar. Copilul șefilor, că așa era poreclit, că era copilul șefilor. Și... adică îl pupa în cură. Și mi-au zis că de față cu alți clienți și cu toți angajați, adică... O chemat-o acolo unde făceam pizza, la bar, unde da, erau toți. Face Denisa, ia vină un coace și mă duc la el. Așa și ce... Acesta este paharul și acesta este apa, aceasta este apa. Și mi-a arătat, uite, așa se pune apă, nu se ține paharul așa că la bere, că nu pui bere. Și a zis că da, ce scuze, n-am știut. E săraca să te cu mâinile așa să uita la el, dar aia mă neva. El aștepta ca toată lumea să râdă, da, să-l popoce. Da, el fix așa îi spunea, ăsta e paharul dacă n-ai mai fix așa, fix da, așa. Da, ăsta da. Este paharul dacă n-ai mai văzut pahar și ăsta este apa dacă tu n-ai mai văzut așa ceva. Așa se pune, pui mâna la spate. Da, se torn. Foaie, când am văzut, am zis că mor de timp, dracu de bău, dar cum explici tu așa? Explică frumos, zic, nu se pune așa, uite, pui paharul, pui mâna la spate și torn. Că știi și ce un pahar și o apă, că nu s-a dus și eu turnalul ăla ca la balamuc. Eu pus frumos. După m-am certat cu el, i-am spus că e țăran. După aia, deci eu i-am spus că te-ai comportat ca un țăran, că nu se face așa, nu știu ce, o înjura pe acolo. După s-a dus prin bucătărie și începea om la 30 de ani cât avea el. 27, nu știu, 30 copil, de ani, avea copil. Mamă, fugea prin restaurant, dar nu, că trebuie să arăt. Sunt în țăran, sunt în țăran. Bă, fix așa, sunt în țăran, sunt în țăran. Eu atunci, ăștia râdeau, eu mă uitam la el, am zis, hai, leu. Am făcut faza asta, sunt în țăran, sunt în țăran, când mă vedea pe acolo, zicea că... Nu știu, tot dădea din astea, el e țăran, că ce caut eu pe lângă el, vezi că eu că e țăran, eu fiind de la țară, nu din oraș, dar nu știu, comporți așa cu o fată din primă, bă, asta dacă n-ai mai văzut așa ceva, e ultimul țăran, frate, arată-i frumos dacă vrei să faci un lucru. Putea să-mi zic, adică, uite, Denisa, vezi că tu ai pus apa ca pe bere, lași paharul frumos pe masă și torni apa. Și nu în fața la atât lumea, că o chemat-o, mamă, el aștepta adică... să râdă lumea, știți? Da, m-am simțit eu prost ca să zic așa, da? Da. A fost. Asta mai a făcut el faze că el pleca la fumat și lăsa clienții. Deci restaurantul prin el pleca la țigară și el avea pretenția ca atunci el când vine, ca clientul să-l aștepte pe el. Adică... El avea mesele lui. Da. Unde dacă el ducea la țigară, lumea trebuie să-l aștepte pe el, nu să ducă de Denisa. Adică omul vede că eu stau și mă duc să iau comandă. Logic îi face reclamații după la... la șef și zice, ai te luat ospătar și stă și uite la mine și nu vine și nu e comanda. În fine, au fost niște fa. Asta cu bucătăria au fost mult mai multe, dar le-am uitat, că au trecut un an, doi. Acuși doi ani. Acuși doi ani, deja noi vorbim de trecut.
Dar au fost foarte multe chestii din astea care ne-au făcut să... Nu, mergeam mai la... Nu vreau să mai lucrez în restaurant. Nu mai, deci poți să-mi dai ultimul, cel mai mare salariu, că nu mă mai duc acolo. La modul că, bă, ăla, la alt șef vinea, se uita, cum sunteți, aia, pleca. Ăsta, pua, ce e aici, pua, e praf, numai nu-l trage pe nas. Și încă o chestie care nu mi-a plăcut, o venit într-o zi și tot șeful ăsta, o a dus ketchup de la Heinz, care n-avea capacul, dar avea data pe cur. Și era expirat de două luni sosul. Și l-a spus la un coleg că, vezi, doamne, tu pui la sos câte două din astea ca să-l consumăm. Nu putea să-l arunci, că avea două cutii, na, Heinz, scump. Și tot am pus, am făcut, noi știam că, bă, dăm sos expirat la lume. Și am intrat, după ce ne-am dat demisia, la recenzii. Și chiar am văzut o recenzie de la o femeie care a făcut toxinfecții. Vă pun dacă găsesc pe ecran. Și am zis, bă, cine știe ce mai făcut ăștia înainte? Plus de asta, lipici de șoarici, pistităt, într-o zi dădeam cu mătura și am scos de carton în față la lume cu șoarici, cu... Denis, într-o zi lucra. Fix lângă blatul unde se face pizza este o măsuță și este cu lemn pus peste calorifer ca să nu se vadă nu caloriferul. Și pe acolo se auzau un chiți, 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 chiți la 7 dimineața. Și ăștia? O dăm muzică mai tare ca să nu se audă. Și eu cum am o frică de șoareci, nici nu m-am apropiat de masa și care o fost, o dus azi, nu. Da, deci așa se rezolvă problemele. Dai muzica mai, mai tare, nu s-au audit chestia. În alte zi a căzut șoaricul, fix pe blatul unii facem pizza. Au venit unul pahar, au frecat o mătură, nu au văzut clienți, au căzut jos. Am făcut o poză, că era fix după faza cu trasul. Au făcut mai mulți poze, nu numai. Au făcut mai mulți, nu numai eu. Și tot așa, în birou la ei, pe masă, numai lipiți de șoareci, pe jos, la fel. Problema nu e că vezi, de fapt e o problemă că ai șoareci în restaurant, nu e normal să, pe lângă sosul expirat, care vă pun poze, să mai dai tu și să ai și șoareci în restaurant și să nu faci nimic, că lipiciul ăla nu știu cât ajuta, mai predea câte un șoarec, dar problema era că ei aveau pretenția de la noi ca să rucească orice, cum rucea, tu ai șters odată picioarele la scaun, le mai ștergi de 10 ori, cât și eu aici. Cât sunt aici, să te văd cu faci treabă. Oricum știu că voi stați degeaba când noi plecăm. O ceva de genul. Da. Jos. Când vinea bon de 30 de pizza pe bon 60, nu o să te nimeni degeaba. Dar problema era că ei vineau, mâncau paste cu trufii, pizza cu trufii. Și aveau pretenția asta. Păi să mănânc trufii, frate, dar... Când știi că ai dracu șoareci pe jos, doar o problemă cu șoareci, după vine și ai tu pretenția să mănânci trufi și ăștia angajați să fii exemplari, știți? Erau exemplari, toți angajați, lucrau, pentru că se temeau, nu de alta, se temeau de ei. Cum temeam și noi, că bă, vineau, bă, când țăpa ăla, deci erau, nu că frică, ți era așa, târșă să mai stai pe acolo. E restaurantul lui, nu pot să mă pronunț, dar... Să ai tu pretenția asta, să vezi și mănânci paște cu trufi și îți fug șoarece pe jos, nu e tratat, tu e un sistem aici, știi? În ultima zi, Denisa s-a dus afară, cum n-am mai terminat povestea, dădea cu mătura și de aici vă povestește ea. Da, eram afară, dădeam cu mătura, că n-aveam ce face și erau șefi și trebuia să-mi găsesc treabă, m-am dus amăturat 10 ori în același loc și vine șeful ăsta mai puțin plăcut. Și vine și mă întreabă, că uite, Denisa, cum e aici, cum vă simțiți, v-ați acomodat, vă place? Deci el era atât de bipolar, eu nu mai înțelegea ce e cu el, știi? Deci parcă ți era frică, acum ar vezi fericit, îi spui ceva ce nu-i convine, se schimba la 180 de grade, așa, și dintr-o dată. Și dădea cu mătră și vine el la mine și mă întreabă, cum v-am zis și mai devreme, că cum e aici, și a zis, da, că ne place, dar am dat așa că nu mai vrem să stăm și mă... Am zis cumva o scuză care ne-a venit de frică, ne-a venit că că dacă îi spun orice altceva, sigur nu iasă bine. Și am zis că dacă spun că este o problemă așa de familie, poate mă înțelege, poate nu schimbă radical starea pe care o avut-o. Și am zis că părinții mei divorțează. Lucru adevărat, dar nu era în perioada aia, nu era momentul ăla să divorțeze. Și că am un frate acasă mai mic și trebuie să mergem acasă, să stau cu el, că... E copil mic, trebuie să ai cineva alături, în alta. Noi n-am discutat să zic asta, că eu am vrut să-i spun, doamne, îi tragi din mine, îmi dai amendă, nu m-am mai scuipat când vorbeai cu mine, trăgeai din mine, îți ieșau bale din gură.
Și am fost zis că n-am, plecăm acasă, mergem la mine la Bacău și trebuie să stau cu fratele. Și el spune, păi, dar de ce trebuie să plece și el? Lasă pe el aici, hai să rezolv tu acasă și hai să vezi. Am zis că nu pleci, plecăm amândoi, că e greu. Foarte greu, foarte greu. Și s-o supărat, enervat, așa ca să zic. Și am fost zis că urma să-l anunțăm pe întâi. Da, uite, asta am uitat să spunem. Noi când ne-am angajat, ne-am spus. Vă oprim 2 săptămâni de salariu, da. Garanție. În cazul în care vreți să plecați, ne anunțați cu 2 săptămâni înainte și noi vă dăm banii. Dacă nu îi anunțăm cu 2 săptămâni, ne mai dau bani. Banii, da. Și noi am zis, bă, las că l-anunțăm azi și noi, domnule, eu în 2 săptămâni ne-am turit-o de aici, da. Ca să știi. Eram 29 sau 30, eram la sfârșitul lunii și am vrut să-i spun că n-a urmat să vă anunțăm acum pe întâi ca să fii cu 2 săptămâni înainte și pe 15 să nu mai muncim deloc. Ca să nu vă mai încurcăm? Da, da, da. Și am zis că nu, că nu mai are niciun rost să mai stați până pe 15, că puteți să nu mai veniți de acum de pe întâi. Voi oricum sunteți în plus. Da. De asta, Denisa, când a venit la mine, era supărată că v-a spus că e săraca și de interes, o învăța meniul. Da, să-i arăt că poate. Și el zice că voi puteți pleca, oricum sunteți în plus aici. Eu nu m-am supărat, că eu știam că nu sunt în plus, că asta era așa prost, că au pus anunț că angajăm și ne-am angajat noi. Da, adică tot... nu ne-am dus peste el, spune că vreau să mă angajez. Hai, poate la Denisa că au spus că hai să o aducem ajutor de ospătar după ospătar. Da, dar ei s-au oferit, nu m-am dus eu și le-am zis, domnule, angajați-mă. Da, păi ei s-au oferit. Nu poți să spui că eram în plus când tu fix asta ai căutat să angajezi. Și turile erau perfecte pentru cum ne-am angajat noi. Deci nu pot să spui că eram în plus. În fine, după eu spus Denisa asta, au venit la mine, mi-au spus că vezi că m-am scăpat, am s-o minciună. Și eu i-am spus că na, nu trebuie să-i zici, că îi spuneam și eu și tu adevărul. Ăsta a trecut pe lângă mine, na, nici eu nu l-am salutat, nici el. Am zis că bă, poate îmi zice ceva. A doua zi era ziua de salariu. Așa de rău îmi pare că nu mai am înregistrarea, că fix când am ajuns în Germania, ascultam muzică, că aici... Aici nu-ți dă nimeni amendă dacă stai pe telefon, nu-ți dă nimeni amendă dacă asculti muzică, nu te freacă nimeni la cap să nu pui căștile. Nu ești tot legat să dai tricou. Da, am șters înregistrarea, dar înregistrarea îi spunea fix așa, poate o găsesc, poate îi pe undeva pe un card, poate o găsesc. Când am intrat, le-am zis bună ziua, primul lucru, atât am ascultat dacă am învățat. Mi-ați făcut să pierdem doar timp și bani. Șeful ăsta de treabă. Da? Da, bună ziua, ce s-a întâmplat? Și ăsta, fix așa, să te anunci dacă îți dau picioare. Spate. Păi voi sunteți în plus aici, bă. Nu, nu, nu. Nu, prima oară, da, mi-a spus. Ai venit nervos, a? Ești nervos. Fix așa, stai, ești nervos, a? V-am spus bună ziua, cum să fiu nervos? Păi ce, că voi oricum sunteți în plus aici, că am auzit că plecați. Bun, da, na, urma să vă, na, că să vă spun și de ce plecăm. Lasă că nu, că oricum sunteți în plus aici. Păi cum suntem în plus? Păi noi n-aveam nevoie de voi, măi, fix așa. Noi n-am avut nevoie de voi, n-am avut nevoie. Bă, parcă crăpa, n-am avut nevoie. Și eu am spus, păi dacă n-ați avut nevoie, de ce ați spus să anunț de angajare? Că noi am venit după anunț, nu am venit de ureche. Ha, lasă. Vii, mi-aduci hainele de la spălătorie și să-i da banii și du-te. Și zic, păi nu-mi dați bani acum. Nu, când vii la birou, în partea aia, la secretar, atunci îți dau banii. Da, păi și tricoul ce fac cu ele? Te duci la spălătorii și mi le aduci pe meraș. Îmi pare rău că n-am înregistrare, să vă pun. Dar eu am spus, da, bine, mă duc, vi le aduc. Deci noi n-am primit tricourile, eu le-am primit, noi Denisa nu. Ți le aduc ții pe meraș spălate, asta e treaba ta, că lui Denisa tricoul care l-a primit. Vai de capul lui tricou și tu îmi cer mie să ți-l aduc. Vă pun poză frumos, la etichetă, la... De le-am dus și am uitat, mi-am adus aminte de altă fază, când v-am spus acum cu picioarele, când mi-a dat primul salariu, după alea 2 săptămâni, încă 2 săptămâni, de trecut o lună. El a dat amenzile alea în ziua aia, când v-am spus că eu o găsesc pe colegi pe telefon. Stătea dimineața, deci dacă vă spun, avea un câine de ăla de trufi lângă el, mare, frumos. Picioarele pe masă unde mâncau clienții, dar nu era nimeni. Stătea și așa au numărat banii. 1200 de lei, da? Eu număram, nici nu uita la mine. Fix așa i-au aruncat pe masă. Cazarul. Da, vai, când am văzut și îmi zice că auzi, tu în loc stai pe telefon să-mi vezi să faci pizza. Să-mi poftim? Hai, fac, și-am plecat. Deci atât ai de prost că el a uitat că nu mi-a dat mie amendă că eu n-am stat pe telefon, dar mie mi-a spus să nu mai stau pe telefon.
Bă, cum ai, stai cu picioarele pe, bă, dă o dracu treabă, dă-mi bani în plic măcar, stai și nu, parcă era, nu știu, Pablo Escobar, număra bani, arunca așa, picioarele pe masă, bă, un om de tot trahatul, n-am mai văzut. Și ne-am dat interesul atâta de tare și eu și Denisa, bă, să vadă, învăța meniul, că o întreba din meniu când dădea banii, a, nu știi meniul, fac, mai oprim 50 lei, mai fac, da, 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 și cu meniul, că dacă nu știi meniul, și acolo îți oprești ce învăța. Da, și acolo, bine, a, asta o înțeleg, nu ar trebui să oprească din salariu, că nu știu, nu era stipulat nicăieri că are dreptul, dar, în fine. După ce noi s-a întâmplat asta cu banii, el s-a dus la restaurantul ăla, eu spus lui Sorimea, tu nu mai ai tips, nu mai ai mesele tale, că nici tu nu ești bună din nimic. Că ești în plus. Că ești tu în plus. Sori mea s-a enervat și pe noi și pe el, că na, cumva s-a enervat pe noi că prea dintr-o dată am plecat. Dar eu n-am să permit la nimeni să, pe munca mea, să se comporte așa cu mine și cu iubita mea. Deci mai ales să-i spună ei că nu ești bun din nimic, că ești în plus, că ești așa. Eu cum pot să mai lucrez pentru omul ăla când îi se comportă așa cu gagic mea? Păi în secunda a doi am plecat și eu și ea. Dacă tu te comporți așa cu unul din noi, am plecat amândoi. Pentru că 2000 de lei noi îi făceam și din pagină. Că noi atunci mergeam în alea două zile liberi, ne ocupam de pagină. Și plus munceai în altă parte și nu aveai aceeași bătaie de casă, aveai aceiași bani. Exact. Adică. Și noi scoteam banii care luam salariul la ei, scoteam din pagină. Și am zis, bă, dar eu stau să mă scui pe asta în gură pentru banii care eu îi fac separat în timpul meu liber? Nu. Și am plecat. După ce am plecat, am stat o perioadă la Bacău și am văzut că ăsta iar a opus. Deci, ca să vă dați seama, el a spus că n-a avut nevoie de noi. Dar după a opus anunț de angajare, angajează ospătar și pițier. Și livrator, că și în perioada aia au fost plecați mulți. Da, și livrator. Și eu i-am dat comentarii de pe pagină. Domnule, dai aici că tu dai și amendă. Nu știți comentarii. Am scris iară. Domnule, ia zic că dai sos expirat la lume. Și eu eram adracu că prea tare mă nerva. După m-a sunat cumnatul, mi-a zis că dă pe el afară din cauza mea, că ce-i comentez eu lui pe pagină, că nu știu ce. Și am încheiat subiectul cu el. Da, m-am uitat la recenzii. El like numai la recenzii bune. Ei bine, nu le șterge pe ale rele. Dar nu știu, o experiență așa de căcat ce am avut în chestia asta cu restaurantele de... și la Luca o zi, dacă am rezistat. Dar în partea asta am stat 2-3 luni. După ce am terminat cu restaurantul, am căutat să plecăm în afară, am stat câteva luni acasă. Nu găseam. Noi am vrut atât, asta a fost condiția. Să lucrăm împreună. Să avem cazarea noastră. N-am vrut să stau în cambuză, să merg la căpșuni. Am zis, bă, stau jumătate de an, noi atât am vrut să stăm, că planul nostru era să strângem niște bani, să ajungem în România, să ne ocupăm de pagină, poate deschidem un second sau poate ne ocupăm doar de pagină, facem un magazin online. Am venit, deja aveam un an și trei luni. Alea șase luni au trecut de mult. Tatăl meu vorbea cu o femeie, cum am zis că divorțau și în alta și... Dânsa avea o nepoată, o punea să se dezbrace în pic. Femeia respectivă cu care vorbea tata avea o nepoată aici în Germania, care lucra la o fabrică de vopsi sticle de parfum. Am fost vorbit cu fata respectivă, mi-a trimis niște poze, i-am fost scris, era marți, în martie, la începutul lui martie, și a vorbit Alexandru, eu a zis că, doamne, uitați, suntem un cuplu, dorim să venim să lucrăm acolo. Mi s-a zis că este o cameră liberă, o garsonieră între ghilimele, liberă pentru două persoane la un hotel unde stăm și acum. Am zis că trebuie să venim cât de repede putem, pentru că se dă. Noi, cum am auzit că e camera noastră, adică avem bucătăria și baia noastră, nu o împărțim cu nimeni, am zis, acum venim, doamnă. Și în trei zile... ne-am împachetat. 3 sau 4 zile. 3 marți, că vineri am plecat. 3 zile, am și plecat. Am vorbit, am ajuns. Problema a fost că noi am spus că, doamnă, când ajung la graniță, eu n-am mai venit în Germania, nu știu limba, n-am mașină, n-am nimic. Când ies din graniță, eu vă dau un mesaj și calculăm cam cât mai facem. Super, Alexandru. Era vineri după amiază la 4. Deci nu era sâmbătă sau duminică, vorbeam prin Facebook. Mi-a dat un număr de telefon, o să în caz de orice sunt la numărul ăsta. După ce am ieșit din graniță, la fix când eram la graniță, nu am mai răspuns la mesaj, era deconectată. Și nu am mai răspuns până luni. Deci, dimineața la 9, că ăla era programul ei. Și eu tot i-am scris, doamnă, vin, ajung, nu mai pot, pe drum, cum să ajungi? Mi-a dat adresa, ne-a adus mașina la altă adresă, i-am spus, domnule, nu e aici, mi-a dus 20 de km în altă parte și am ajuns la hotel.
Era 4 dimineața, martie, zăpadă, vă pun poze pe ecran. Întuneric, beznă, beznă. Nu nimic. Hotelul scria pe Google, închis temporar. Erau becurile închise, numai că era o brutărie în față, fix față la da, hotel. Era o brutărie. Noi am intrat în brutărie, am stat un pic. Am văzut că nu răspunde, eu scris denisa la nepoată. La nepoată. A vorbit cu dânsa, dânsa era la muncă, nu avea cum să-mi răspundă, din cauza că muncea. Cum mai avea pauze, mai dădea un mesaj în alta și între timp am fost vorbit cu doamna de la brutărie și am întrebat-o de hotel, de agenția Ravus, a fost că nu cunoaște, nu știe nimic. Da, am zis că nu există. Dar aici, știa da? Numărul la patron și mi-a ajutat foarte mult că o suna și dânsa. Nu o răspuns, dar măcar inițiativa ei că ne-a ajutat, adică s-a implicat să ne ajute. A vrut să ne dea și bani de mâncare, mi-a întins 20 de euro, stai, nu-i să mâncați. Am spus, nu, doamnă, că aveam mâncare, nu aveam problemă. Un bagaj plin cu mâncare, mă, mâncare nu ne mai trebuie. Și fata asta o sunat, nu de nici nepoata o sunat la proprietarul unde stătea el, la un român. A vorbit cu ăla, după aia m-a sunat, sau mi-a dat numărul, nu, m-a sunat el. Da, da, da. Așa, i-am dat numărul, m-a sunat, bună ziua, i-am spus eu și am zis direct, tu să taci. Aoleu, ce s-a întâmplat? Păi tu să ieși din casa mea, ce cauți în casa mea? Vă pun înregistrarea pe ecran. Zează. Bun. Bă, nebunule, mă, omule, mă fac să vorbesc tâmpenii. Tu nu, tu numai un om beat, ori prost, poate să-mi spună chestia asta, că am pus adresa și mă, tu nu înțelegi că ești la o adresă falsă? Băi, dobitocule, tu ai primit o adresă corectă, tu ești la o adresă falsă. Tu ai primit o adresă corectă, tu ești la o adresă falsă care nu-i vina nici a mea, nici lui Andreea. Nu mai înregistrez ecranul, dar voiam să vă arăt că după ce am închis apelul, i-am trimis screenshot cu adresa, care e asta, cu ce adresa am primit eu de la agenție, iar apoi i-am dat screenshot fix cu adresa de pe Google, pe care am primit-o. Și fix unde eram eu, în brutărie, nu la el acasă. În momentul de față suntem tot aici, deci la adresa pe care el zicea că e falsă, dar care de fapt era adevărată. Și el ni chema la el să mergem, de fapt că el aștepta al cuplu. O să vă explic eu în video, i-am spus că e singura adresă, vă dau și poză cu hotelul dacă vreți și ăsta e ultimul mesaj la el. Uite, omule, uite acolo este adresa ta. Uită-te, am pus mari gaze 2, unde te găsești tu la mine în casă și te rog imediat să ieși afară. Și unde-i strasa de Freedance 5, unde trebuie să ajungi? Sunt 20 de minute de mers cu mașina, 18,3 km. În cel mai rău caz, roagă oamenii ăștia dacă vor să te ajute, fiindcă nu-i greșeala lor, e greșeala șoferului care te-a dus și tu că în continuare susții că ai ajuns la adresă și ți-a dat cineva adresa greșită. Nu ți-a dat nimeni adresa greșită. Tu trebuie să te duci la hotel acolo unde ai rezervată camera. Dacă tu nu pricepi, poate nevastă ta pricepe mai mult. Dă ei să citească și faceți ce trebuie. Și de la mine din casă în 5 minute să ieșiți afară. Da, deci el susținea foarte mult că suntem la el în casă, că e adresa falsă. Pe înregistrarea asta nu mi s-a audit vocea pentru că n-am pus opțiunea să înregistreze și audio-ul meu, așa că e doar audio-ul de la Moș, dar el aștepta alt cuplu care de fapt era în casă la el și eu cum l-am sunat fix în ziua aia au crezut că noi suntem cuplu ăla, dar nu au vrut să asculte înregistrare, i-am spus că domnule vă trimit adresa, eu sunt aici la o brutărie, sunt aici în Piesau, unde îți și acum, ce facem și el îmi zicea să merg la el acasă, la 20 de minute de mers cu mașina. După toate astea, nu m-a mai sunat nimeni să-și ceară scuze sau zic că a fost o greșeală din partea lui. Am trecut peste, dar să vă gândiți cum a fost pentru noi după un drum, de două zile cât am făcut noi pe drum, o zi jumate, nedormiți, am ajuns aici, am zis, bă, primul român care mă sună, mă ajută, ați ascultat pe înregistrare și mesajul vocal, deci, nu știu. Continuăm cu video. Bine, că nu-i toată înregistrarea. Nu-i toată înregistrarea, e o parte. Că când am văzut eu că deja bă, trebuie să filmez, că nu mă crede nimeni, am filmat. Și am vorbit acolo frumos, cum mi-a zis el că
Nu e bun că ești la o adresă falsă, că trebuie să mă duc 20 km pe jos la alta adresă. Suntem la o adresă corectă, dar falsă. Adică... Ați ascultat în mesaj, da, sunteți la o adresă falsă. I-am închis, am zis, bă, nu știu, cine putea să vorbească cu el după două zile, n-am dormit deloc pe drum. Nu două zile, dar o zi n-am dormit deloc, sigur. Și am zis, ce facem? O trecut, era deja ora 9, aproape. Am zis, bă, mergem la hotel. Aici, ăsta e hotelul unde ne-am cazat după ce m-a înjurat Moșneagul. Și noi am mers încolo. Am ajuns aici, 2 km mai departe. Oprește o dubă mare, neagră, frumos, se dă jos un neamț. Cam un, dar nu în engleză. Cam, 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 spune cam. Și în german tot cam, dacă nu mă știu. Eu spun, ce vrei și ăsta, că nu mai pot, ce și cu ăsta? Îi zic, domnule, ce s-a întâmplat? El îmi traduce pe telefon că proprietarul, eu, n-am înțeles nimic, i-am spus, nu, eu mă duc cu românii și gata, eu plec, nu mai stau. Deci, când am eu am crezut că ăla e proprietarul la care o stau eu, la românul ăla. Culmea nu era, era fix ăsta care o veni la hotelul ăla, că el ne-a văzut pe drum că eram cu bagajele și s-a prins că suntem noi. I-am spus că vreau să mă cazez aici, să dorm o seară, mâine plec. O spus că ok. După care fata asta i-a spus lui Denisa că a fost o neînțelegere, că ăla nu-i proprietarul nostru, să vorbesc cu neamțul. Am vorbit cu neamțul, neamțul zis că haideți, cum, înapoi. Ne-a luat bagajele și ne-a dus. Și am zis, bă, o fi nebun, dar hai să văd unde mă duce ăsta cu mașina. Ce credeți, ne-a dus fix unde eram noi, la brutărie, la hotelul ăsta, care se pare că românul ăla nu m-aș obătu joc, nu asculta nici măcar să vadă cum ne cheamă, să vadă cine suntem. Ci... Adică nu mai el o vorbi, noi n-am avut dreptul la a spune nimic. Da. Am ajuns, ne-am cazat, am stat 3 zile, n-am lucrat până luni, luni ne-am dus, am făcut contractul și a început... Marți de noapte am început. Marți de noapte. Nu știu cum să vă spun experiența comparativ cu România aici, nu te freacă nimeni la cap, n-am avut niciodată vreo problemă cu absolut nimeni, dacă îți faci treaba, te respectă. Nu spune nimeni absolut nimic, nu vine la tine, vai, bravo, muncești. Nu te bagă nimeni în seamă, nu te freacă nimeni la cap. Dacă faci treabă bună, te mută. În altă parte. Dacă vede că te descurci, te întreabă, hai, vrei să avansezi, să lucrezi un pic în partea asta altă. Deci s-au fost la controlul calității. Eu n-am fost acolo, eu îți spun, l-am lucrat rapid. Dar n-am avut treabă cu absolut nimeni. Ai voie cu căști, ai voie cu telefon, seara te uiți la un film pe telefon, că lucrezi mecanic, practic. Dar nu te freacă nimeni la cap. Nu știu dacă avem voie să punem poză, dar o să vă mai arătăm așa cum e pe la muncă. Na, lucrăm cu sticle la Hensglas, cam cea mai mare fabrică de sticle, e de 400 de ani. Din asta. 1612. Da. Ni s-a pus opțiunea să lucrăm doar pentru ei, să nu mai lucrăm la agenție, dar noi le-am spus că vrem să plecăm în România să ne facem treaba cu second-ul. Dar ne-am spus că în cazul în care nu reușim în România, ne întoarcem la ei. Și practic nu mai venim prin agenții, venim direct la direct la neamț. Și au spus că super. Na, și acum cumva trebuie să mai stăm până în octombrie, cel mai probabil, dar încă ne gândim ce și cum. Noi tot aveam planul să mergem în România, să ne ocupăm cu hainele, că asta e pasiunea noastră și asta vrem să facem pe viitor, măcar să ne demonstrăm că se merită sau nu. Și cam asta e treaba. Problema aici e că nu avem mașină. După un an, vă dați seama că putem să ne cumpărăm, dar noi am vrut mereu să avem siguranța că în cazul în care, uite cum azi ne-au lăsat acasă, suntem plătiți, dar sunt cazuri în care nu ne plătesc. Și am zis, bă, hai să ne atingem scopul, să ne strângem banii de care avem nevoie, după să ne luăm mașină. Da. Și așa că cu punguța, cu căruțul, mai mergem la magazin cababile, luăm un bag de apă cu autobuzul, da, la muncă tot cu autobuzul și cred că ne și ridicăm că vine ploaia. Da, mergem spre casă că vă conceput... Să fulgi, să tune. Da. Și cam asta e experiența în Germania. Avem un an și 3 luni aici. Nu știu dacă putem să spunem mai multe de munca de aici, decât că e foarte bine. Cu oameni care te respect, te înțelegi cu ei. Dar tot vrem să plecăm în România, că ăsta a fost scopul pentru care am venit aici. Să ne întoarcem și să reușim pe cont propriu, să nu ne mai angajăm la toți drogață. Și cam asta e treaba, cred că o să mai filmez când ajung acasă cum e camera, să vă prezint, să vi-l arăt pe Tuco. Băiatul nostru. Da. Vă mai arăt niște cadre de aici. Faza cu vlogul e că m-am uitat recent la videouri care le-am postat de când eram mic, de acum 7 ani deja. Și e foarte fain să vezi amintiri, să vezi persoane pe care poate nu le-ai mai văzut de atunci sau animale pe care nu le-am mai văzut de atunci. Și... Am zis că ar fi frumos, poate peste un an, 2, 3, 4,
O să vrem să ne uităm la vlogul ăsta, să vedem cum a fost aici în Germania, cum a fost camera, cum a fost toată experiența. Și am zis că putem filma un vlog, mai ales că suntem liberi. Noi am vrut să-l filmăm în concediu, dar v-am spus că s-a întâmplat. Cineva a șters filmarea. Și da, noi ne îndreptăm spre casă. Cred că ăsta a fost vlogul. Dacă mai am ceva de adăugat, adaug acasă. Eu am fost Alex. Și eu am fost Denisa. Și ne revedem peste 4 ani. Pa, pa!